o să vă ajute să slăbiți până la 10 kg în 13 zile. Bună prieteni, în clipul de astăzi mă întorc la Discuta Diet și avem în meniu una care ne promite că o să ne ajute să slăbim 10 kg în doar două săptămâni. Chiar se poate așa ceva? Rămâneți cu mine, pentru că de data aceasta asta ar putea să aveți și o mică surpriză. Înainte să trec la treabă, însă... Trebuie să vă rog să dați click pe like și pe subscribe. Nu uitați și că pe YouTube aveți capitolele în descriere ca să ajungeți mai ușor la informația care vă interesează. Iar dacă nu sunteți pe YouTube, aveți linkul către canal în profil. Bun, subiectul nostru de astăzi este dieta daneză. Dietă promovată ca fiind inventată de un medic ce lucra la un spital din Copenhaga și avea nevoie să-și ajute pacienții cu obezitate morbidă să slăbească extrem de rapid înaintea unor proceduri medicale. Și uite cum nici nu v-am prezentat dieta și avem deja trei informații pe care le putem extrage. Dieta se adresează unor oameni aflați sub supraveghere medicală care au nevoie să slăbească extrem de rapid pentru că altfel viața le este pusă în pericol și care nu vor face din acest program alimentar unul pe termen lung. Hai să vedem însă ce susține și cum propune dieta daneză să ajungem acolo. În varianta cea mai comună, dieta daneză spune că o să vă ajute să slăbiți până la 10 kg în 13 zile. Sau, bine, cel puțin așa susțin cei care o prezintă, cei care o recomandă. Am găsit și opțiuni mai realiste, cu 4 kg în cele 13 zile, dar și povești cu zâne și zmei care susțineau că dai jos 25 de kg în aceeași perioadă. 25 de kg în 13 zile nu dai jos decât dacă te muți pe lună, unde toți suntem mai ușori. Ca să reușești să ajungi la aceste rezultate, dieta daneză propune un meniu zilnic ce are în jur de 600 de kilocalorii. Și aici luăm o pauză. Dieta militară pe care am făcut-o cu ou și cu oțet avea o zi cu 1100 de kilocalorii. Balerina cobora vigilios la 800 de kilocalorii și plusa cu două ceaiuri laxative. Acum am ajuns la 600 de kilocalorii. Dacă o ținem tot așa, o să să facem noi calorii de acasă? O să ajungem la dieta unde n-ai voie să mănânci nimic? Și trebuie să mai șaleri 5 km zilnic. Dar să revin. 600 de kilocalorii pe zi sunt în zona în care, dacă ai de gând să încerci așa ceva, se recomandă să o faci doar sub supraveghere medicală. Adică să mănânci atât de puțin de capul tău și fără să te vadă un doctor poate fi de-a dreptul periculos. Să mergem mai departe pentru că am ajuns la partea cea mai importantă. Ce mâncăm? Din acest punct de vedere, dieta este extrem de ușor de ținut. Dimineață, ceai sau cafea cu o linguriță de zahăr sau ceai sau cafea fără zahăr, dar poți să mănânci un ou sau o felie de pâine. Varianta cu un ou fiert tare este cea corectă din punct de vedere al dietei daneze sau cea mai corectă, dacă pot să spun așa, o să vedeți imediat de ce. La prânz și seara, proteine și legume sau salată, adică o feliuță de carne cu brocoli sau cu salată, sau două ou cu țelină sau cu spanac, sau pește cu salată. Vedeți deci că practic dieta daneză elimină carbohidrații și grăsimile și păstrează doar proteinele și fibrele. Ca efect, mâncarea o să fie mai sățioasă și o să vă țină mai mult de foame. Bine, cât poți să țină de foame? 600 kg în părți în 3 mesi. Eliminarea grăsimilor și carbohidraților pare abordarea cea mai inteligentă pentru că proteina este un nutrient din care extragem energia greu, printr-un proces relativ ineficient, care consumă până la 30% din energia pe care o obținem. Iar din fibre, singur, nu putem scoate nimic, avem nevoie de ajutorul florei intestinale ca să reușim să obținem un pic de energie din ele. Sursa preferată de energie a organismului nostru sunt carbohidrații urmată de grăsime și doar în ultimă instanță ne folosim de proteine pentru energie. Cum se traduc toate aceste lucruri în realitate? Din cauza numărului mic de calorii și a sursei din care provin, o să fiți obosiți și lipsiți de energie toată ziua. Și nu că nu o să aveți energie să faceți mișcare, nu o să aveți energie să munciți, nu o să vă puteți concentra, o să fiți nervoși și s-ar putea să nu vă mai gândiți la nimic altceva decât la mâncare. Și cum noi ăștia cu probleme greutatea, oricum ne gândim des la mâncare, după aceste 13 zile o să ajungeți obsedați de ea. Dar funcționează? Evident, la da? 600 de kilocalorii pe zi ar fi culmea să nu slăbiți și să nu slăbiți repede. Deci, o să slăbiți, dar nu o să prea fiți oamenii în astea 13 zile. Interesant însă și aici un pic de surpriză că deși o dietă dincolo de extrem este ceva mai puțin dezastruoasă decât altele pe care le-am mai discutat pe canal. De ce? Pentru că măcar dieta daneză vă propune legume și carne gătită. Cât o să slăbiți cu dieta daneză? Câtă grăsime o să da jos, adică nu câtă apă o să scoateți dacă vreți să dați apă afară, încercați balerina, că ea e cu laxative și diuretice. Glumesc? Nu încercați așa ceva? Diarea nu este o metodă de slăbit. Să mă întorc însă la ce spuneam. O să presupun două cazuri o femeie mai în vârstă, sedentară, cu un necesar zilnic de 1600 de kilocalorii pe zi și un bărbat mai tânăr, activ, cu un necesar zilnic de 2600 de kilocalorii pe zi. În primul caz, vom avea un deficit zilnic de 1000 de kilocalorii și o să dea jos un kg pe săptămână. Iar în al doilea caz, un deficit dublu și evident va da jos în mod real 2 kg pe săptămână. Problema e că atunci când slăbești cu atât de puține calorii și fără să faci mișcare, pentru că evident nu mai poți să faci mișcare, pierzi o mulțime de masă musculară, nu doar grăsime. Deci, la final, o să dai jos în mod real după cele două săptămâni, 2, 3, 4, hai poate 5 kg, în niciun caz 10. Iar o bună parte dintre, din ele nu o să fie din al, din țesutul adipos. Să mai zic și că muștia pe care ai pierdut te ajutau să mai arzi câteva calorii în plus în fiecare zi? În concluzie, orice dietă care poate fi ținută doar 4 zile sau 7 zile sau 13 zile nu te ajută pe termen lung. Imediat ce te întorci la obiceiurile de dinainte, o să pui la loc kilogramele date jos crăpând de foame în acele două săptămâni. Și s-ar putea ca în perioada de foame te să te procopsești și cu ceva probleme suplimentare privind relația ta cu mâncarea care... Relația cu mâncarea oricum nu e mereu una bună în cazul nostru al celor care ne luptăm cu greutate. Daneza, deși are cele mai puține calorii de până acum, măcar nu e cea mai era din cele discutate. La capitolul acesta conduce nebunia aia cu puține calorii și cea relaxative. Chiar și așa însă mai bine stați departe de ea. Există soluții mult mai bune care nu vă pun sănătatea în pericol și care au rezultatele pe termen lung. Și ultimă concluzie. La fel cum dieta balerina n-a fost inventată de nicio balerină pentru că n-ar fi putut face mișcare consumând 800 de kilocalorii pe, pe, zi, la fel cum dieta militară n-a fost inventată de nicio armată pentru că le-ar fi leșinat soldații, putem concluziona cu o destul de mare certitudine că nici dieta daneză n-a fost inventată de vreun medic. 3 kg în două săptămâni și apoi gata că nu mai ai voie soții, nu o să schimbe nimic dramatic în bine. Cam atât am avut eu de spus astăzi. Acum aștept să citesc comentariile voastre ca să văd ce vă mai doriți discutat. Nu uitați vă rog și de butonul de subscribe, în special pe YouTube. Canalul este ajutat tare mult de acest mic gest al vostru. Eu sunt Ioan și până data viitoare, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.